Bună ziua, mulțumim frumos că ați răspuns invitației noastre. Iată că ne aflăm cu o zi înainte de startul competiției ciclistice Turul Colinelor, o cursă ciclistică care am cu mari eforturi depuse împreună cu Consiliul Județean, cu domnul Alex Ciocan, care este în spatele conceptului Road Grand Tour, și în ultimul rând și cu Bogdan Duca, sfătuitorul nostru în ceea ce ține de traseu, am reușit să aducem ciclismul de performanță și nu numai în Bacău după 12 ani de zile. Tot efortul ăsta, evident că nu s-ar fi putut întâmpla fără susținerea Consiliului Județean și aici aș vrea să rog pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Eu vreau să încep prin a mulțumi lui Adi, lui Alex, lui Bogdan, pentru că fără ei, probabil astăzi, noi în Consiliul Județean nu am fi răspuns solicitării venite din partea Federației Române de Ciclism. Am aprobat partea de cofinanțare din, la această competiție în unanimitate. Pentru noi, iată, este, pentru județul Bacău, este o mare bucurie să readucem după 12 ani o competiție de o asemenea anvergură. Am înțeles că sunt în jur de 200 sau chiar peste 200 de participanți la această competiție. Prin eforturile pe care le-a făcut Consiliul Județean în zona de est, pentru că acolo se va desfășura Turul Colinelor, ne-am văzut în, chiar la în primăvara acestui, când am lansat un site și aplicație. O aplicație cu posibile trasee, care sigur ea se îmbunătățește și se actualizează permanent, posibile trasee pentru iubitorii de ciclism. Iar pe investițiile pe care noi le-am făcut, dorim ca și zona de est să o facem din ce în ce mai atractivă, atât din punct de vedere economic, din punct de vedere agroturistic, o zonă mai accesibilă, și mă refer la investițiile făcute în infrastructura rutieră, de a elimina cumva discrepanțele dintre vest și est și, sigur, prin acest tur, prin această competiție, participanții vor avea ocazia să ia contact direct cu peisajele frumoase din această zonă, unde vor fi nu doar ambasadorii județului, ci ambasadorii poate la nivel național și la nivel internațional. Eu le mulțumesc pentru tot efortul și tot ce au făcut pentru ca noi astăzi să putem veni cu partea de cofinanțare, să convingem toți consilierii județeni. Felicitări tuturor! Eu sper fair play-ul să-și spună cuvântul mâine în competiție respective și așteptăm cu interes această competiție revenită în Bacău, iată, sub acest nou concept, după 12 ani. Vă mulțumim frumos! Alex Ciocan, brandul Road Grand Tour în România, multiplu campion național la ciclism, ne onorează prezența ta în mijlocul nostru și nu numai în mijlocul nostru, ca și prieten, ci și ca organizator. Te rog, spune-ne care este viziunea ta și a brandului Road Grand Tour pentru această cursă și pentru anii care vor urma. În primul rând, trebuie să mulțumesc. Nu mulțumesc doar așa, de fațadă. Chiar mă bucură prezența și dorința voastră, a ta, pentru că tu ai fost nebunul principal. Pe urmă, toți ceilalți au intrat în horă, Consiliul Județean și toți cei care au pus umărul. Mi-aduc aminte de pe vremea când făceam sport de performanță, cele mai frumoase concursuri erau în Moldova și nu exagerez. Turul României efectiv strălucea în această parte a țării. Aveam și alte concursuri dedicate sportivilor profesioniști. Erau cei mai inimoși oameni aici. Din păcate, după cum s-a văzut în ultimii 10-15 ani, o criză financiară a lovit întreaga țară și încet, încet s-au stins evenimentele sportive. Însă iată că acum putem începe din nou această poveste. Eu sper să nu fie doar un foc de paie. Sper că această cursă, Turul Colinelor, să prindă rădăcini adânci și să fie poate cea mai spectaculoasă cursă
din conceptul Rogan Tour, pentru că traseul chiar permite acest lucru. Într-adevăr, vom avea o concurență foarte puternică. Sunt băieți care vin direct de la europene, europene desfășurate în Pluie, în Franța, săptămâna asta. Ei au ajuns ieri în țară și în seara asta vin către noi, către Bacău. Vor lua startul și mâine și poi mâine. Bogdan Duca e pe teren propriu, probabil este ca Hercule, va prinde puteri de necrezut. Eu de mult vreau să-l conving să vină către șosea. Este un sport mai elegant decât MTB-ul. Dar felicitări lui pentru că anul acesta este campion național la maraton și a văzut visul îndeplinit. A dovedit tuturor că este cel mai puternic la această probă. Așa că vom avea spectacol mâine ca mâine, pentru că nu știu dacă vor participa chiar toți cei 170-200 de oameni anunțați, însă cu siguranță duminică va fi super spectacol și vom vedea cum din centrul Bacăului va pleca o coloană parcă neîntreruptă de cicliști și de mașini către mănăstire. Mănăstirea Răchitoasa, unde vom descrie 120 de kilometri la ieșirea din Buhoci. Va fi startul sportiv, startul festiv se va da din centrul Bacăului, din fața prefecturii, duminică la ora 10. Îi vom escorta tot grupul de bicicliști către ieșirea din oraș și se va da start lansat la intrarea în localitatea Buhoci și vor parcurge, așa cum am spus, 120 de kilometri până la Mănăstirea Răchitoasa. Dar despre cât de rapid și cât de repede își dorește să parcurgă de acești 120 de kilometri, cred că ar trebui să ne zică Bogdan. Da, e o cursă care mă bucur că are loc la noi în Bacău. Merg la curse și în țară și în afara țării, dar emoții ca acasă nu cred că nu am nicăieri. Mâine o să fiu plecat, am o cupă națională la Tulcea, dar duminică la cursa de fond voi fi cu siguranță aici. După cum zicea și Alex, vin destul de mulți adversari puternici. Vedem ce se va întâmpla, dar cu siguranță cursele ca acasă se compară. Sper să scot un rezultat bun, dar vedem. Aici îl înțeleg cel mai bine, că și am aceleași emoții că la raliu de casă, când trebuie să fiu și organizator și sportiv. Da, emoțiile sunt mult mai mari și presiunea e mult mai mare decât la o cursă normală din calendarul meu competițional, dar vedem ce se va întâmpla. Adi, poate e bine să spui pentru cei care ne privesc și să urmărească tot traseul. Ai spus startul, sigur, punctul final, punctul de finish este la Mănăstirea Răchitoasă, nu ales întâmplător, e o bijuterie din punct de vedere arhitectural și cu care județul Bacău se mândrește, poate este o mănăstire, o putna miniatură, ca să zic așa, unde aici Consiliul Județean a venit cu partea de cofinanțare și alături de fondurile europene pe care le-a atras preotul și episcopia de acolo și starețul de acolo. Dacă da, vrei este, să spui este emblematică această locație și de asta am și ales-o, chiar dacă pentru noi ca organizatori ne creează un mic disconfort, fiindcă toți sportivii vor ajunge în acea locație, vom face festivitatea de premiere acolo, după care cu transport special îi vom reîntoarce în Bacău. Plecăm din Buhoci, mergem pe un traseu care descrie zona Găiceana, unde la fel cu investiția Consiliului Județean este un peisaj absolut superb cu drumul care urcă și coboară, iar acolo o să avem o echipă destul de numeroasă de fotografi. S-au organizat deja școlile din Găiceana, vor să scoată toți elevii în stradă în ziua de duminică. Da. Acestea fiind spuse, vă mulțumim frumos, urăm succes și tuturor sportivilor și sperăm ca nivelul organizatoric, nivelul de siguranță și de implicare să fie la cel mai înalt nivel, să nu avem accidente și să putem să creăm o zonă de confort tuturor participanților, indiferent că e pe primul loc și până la ultimul loc, astfel încât să plece cu amintire frumoase de aici, de la Bacău. Și eu vă mulțumesc și la cât mai multe ediții ne dorim aici, mulțumim, la Bacău. Mulțumim.